Bună ziua! Numele meu este Sorina Stoian și vom vorbi astăzi despre metode aritmetice de rezolvare a problemelor. În copilărie, înainte de a învăța ce este aceea o ecuație și înainte de a învăța cum să rezolvăm cu ajutorul ecuațiilor o problemă, am învățat aceste metode aritmetice care, de fapt, stau la baza rezolvării problemelor de algebră. Matematicianul lung de origine maghiară, care a trăit între anii 1887 și 1985, George Polya, a avut importante contribuții în educația matematică în ceea ce privește abordarea rezolvării unei probleme. Cartea sa, How to Solve It, adică cum să o rezolvăm, este de fapt temelia teoriei rezolvării unei probleme de algebră. El punctează aici faptul că pentru a reuși cu succes să rezolvăm o problemă, trebuie obligatoriu să urmăm patru pași foarte importanți. Să înțelegem problema, bineînțeles după ce o citim corect și punctual, să elaborăm un plan de rezolvare, să reușim să aplicăm acest plan și apoi să verificăm soluția. După cum o să vedeți, acești patru pași stau și la baza exemplelor pe care le vom avea noi astăzi de-a lungul prezentării. Prima metodă pe care am ales să vă prezint este metoda reducerii la unitate. Această metodă constă în aflarea unei mărimi prin compararea ei cu unitatea. În cazul metodei reducerii la unitate, întâlnim două cazuri, și anume cazul 1 și anume cazul în care dacă o mărime crește de n ori și cealaltă mărime crește tot de n ori, și cazul 2, cazul în care dacă o mărime scade de n ori, atunci și cealaltă mărime scade de n ori. Pentru a ilustra aceste două cazuri, am luat două exemple, și anume exemplul 1. Dacă 8 cărți costă 184 de lei, cât vor costa 15 cărți? În primul rând, trebuie să ne stabilim în care dintre cele două cazuri ne aflăm. Evident, dacă cumpăr 15 cărți, voi plăti mai mult decât dacă cumpăr 8 cărți. Deci, ambele mărimi cresc. Pentru a rezolva această problemă, reduc la unitate. Adică ce fac? Efectuez calculul 184 împărțit la 8. Pentru a afla cât costă o carte și astfel obținem că o carte costă 23 de lei, după care, dacă am aflat cât costă o carte, pot răspunde la orice întrebare. În concluzie, pentru a afla cât costă 15 cărți, voi efectua mulțirea 23 ori 15. 23 ori 15 și vom obține 345 de lei. 15 cărți. Adică ceea ce ni se cerea nouă în problemă. Acesta este cazul 1, deci cazul în care ambele mărimi cresc. Cazul în care o mărime crește, iar cealaltă scade, este cazul exemplului următor. Dacă 6 robinete umplu un bazin în 6 ore, în cât timp vor umple același bazin 9 robinete? Păi bineînțeles că dacă 6 robinete, bineînțeles, presupunând că aceste robinete au același debit și curg toate în același timp. Dacă 6 robinete curg 6 ore pentru a umple bazinul, evident că 9 robinete îl vor umple mult mai repede. Însă, pentru a putea da răspuns, trebuie să reducem și aici la unitate. Și anume, aflu mai întâi ce se întâmplă dacă am un singur robinet. Deci, dacă avem un singur robinet, acesta va umple bazinul în 6 ori 6 ore, că el trebuie săracul să curgă și pentru celelalte 6. Deci 6 ori 6, 36 de ore. Păi dacă un robinet umple bazinul în 36 de ore, înseamnă că 9 robinete vor umple bazinul în 36, vor umple bazinul în 36 împărțit la 9, adică în 4 ore. Vedeți? Deci mărimile sunt invers proporționale. Dacă am mai multe robinete, timpul de
de umplere al bazinului este mai scurt. 4 este mai mic decât 6. O altă metodă de rezolvare a problemelor, o altă metodă aritmetică, este metoda comparației. Această metodă constă în a compara două situații diferite, a elimina una dintre necunoscute și a o determina pe cealaltă. Revenind apoi la situația inițială, determinăm toate necunoscutele problemei. De exemplu, dacă avem 4 creioane și 4 creioane și 4 carioci și știm că ele costă 81 de lei și 6 creioane și 7 carioci costă 115 lei, întrebarea este cât costă 2 creioane și 3 carioci. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie cumva fie să eliminăm una dintre necunoscutele problemei. Necunoscutele problemei sunt cât costă un creion și cât costă o cariocă. Deci fie eliminăm creioanele din ecuație, fie eliminăm cariocile, fie reușim să facem o operație în așa fel încât să obținem direct răspunsul problemei. Pentru că problema nu ne întreabă cât costă un creion și o cariocă, ci ne întreabă cât costă 2 creioane și 3 carioci. Observăm că dacă avem 4 creioane, 4 creioane și 4 carioci și împreună costă 81 de lei și avem 2 creioane și 7 carioci și împreună costă 115 lei. Observăm că dacă scădem aceste două relații, deci dacă le scădem, avem voie să facem acest lucru, 6 creioane aici, pardon, observăm că 6 minus 4 vom obține 2 creioane și 7 minus 4, 3 carioci, vor costa împreună 115 minus 81, adică 34 de lei. Și astfel am dat răspunsul problemei. Asta mi se cerea, să aflu cât costă 2 creioane și 3 carioci. O altă metodă aritmetică foarte utilizată este metoda figurativă. Aș putea spune că este cea mai utilizată metodă aritmetică de rezolvare a problemelor. Metoda figurativă presupune transpunerea într-un limbaj grafic al problemei. Am considerat următorul exemplu. Dacă Ana are cu 955 de lei mai mult decât Maria și dacă împărțim suma Anei la cea a Mariei, obținem câtul 5 și restul 3, câți bani au fiecare dintre cele două fete? Pentru a rezolva această problemă, trebuie să ne alegem un limbaj grafic, după cum am spus aici, adică așa cunoscutele segmente. Și anume, scriem că Maria are un segment lei, nu știu cât. Ana are. Și acum haideți să traducem această noțiune, că exact cum a spus și Polia, trebuie să reușim să găsim legătura între text și exercițiu matematic. Câtul 5 și restul 3. Asta înseamnă că Ana are de 5 ori mai mulți lei decât Maria și încă 3. Adică asta înseamnă că Ana va avea 5 segmente, 3, 4, 5 plus 3. Dar știm că Ana are cu 955 de lei mai mult decât Maria. Asta înseamnă că tot ceea ce apare în desen în plus, adică toată această reprezentare grafică, nu este altceva decât acea sumă de 955 de lei. Și metoda grafică este, de fapt, constă de fapt în reprezentarea corectă a acestor segmente, segmente corespunzătoare textului matematic. Obținem astfel că un segment va fi egal cu 955 minus 3, deci din 955 scădem acel 3 și împărțim la 1, 2, 3, 4 segmente. Rezultatul fiind egal cu 952 împărțit la 4, adică 238 de lei. Aceasta este suma Mariei.
Deci Maria are 238 de lei. Ana, fie efectuăm 5 ori 238 plus 3, fie din... De fapt, obligatoriu, efectuăm 5 ori 238 plus 3. Și ne va da egal cu 1193, ca să semnifice exact desenul. Puteam și, bineînțeles, la 955 să adunăm în segment, adică 955 plus 238 și aflam suma pe care o are Ana. Acestea sunt primele trei metode aritmetice de rezolvare a problemelor. Într-o altă lecție o să încerc să vă prezint și celelalte două metode aritmetice care apar în rezolvarea problemelor de algebră, sperând că lucrurile sunt înțelese. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!